În momentul când am proiectat robotul, m-am gândit la trei factori. Să fie practic, aspect și deliciozitate. Concluzia logică e un robot cu bezele. Hei, mănânci recuzita? Mm-mm. Deci înseamnă că dacă deschizi gura nu o să văd nimic? Bine, m-ai prins. Aud, râsete, robotul e gata? Și poartă vesta. Nu e frumoasă? Mai puțin locul ăsta gol. Începe să-mi dea tot felul de mâncărimi. Calmează-te. Robotul e gata și insigna-i pe drum. Mama, acum o să-ți prezint Bezobotul. Sunetul ăla e normal? Așa sper. Dacă nu, pa excursie de vis în New York City. Ai pus bateriile potrivite? Da, poate am supraîncărcat tă... compartimentul de bezele. Ai noroc că vestea asta se spală la mașină. Uite, Oli, asta e barca noastră. Fred mi-a scris că întârzi așa că o să-ți dau niște ponturi pescărești. Mi-aș dori să învăț să pescuiesc, la fel ca urșii de la TV. Ăsta e un pește ciudat. Ahoi, marinari, scuze că am întârziat. Cineva stă mult de tot în baie. Ce purtați voi doi acolo? Ce-am găsit și eu prin dulap. Pălăria în care e prețul pe ea. Nu-ți stă bine cu nasul pe sus, Cooper? Fii drăguț, suntem într-un război și eu port alb. Bine, trebuie să pregătesc barca. Am înțeles, tu ai permis, tu ești singurul expert de aici. Te liniștești, eu n-am zis asta. Dar permisul o face. Te-a zis-o cu asta. Gata, s-a terminat aici. Păi, tu ai permis și eu am o vestă de salvare. Siguranța mai întâi. Cooper, ce ai făcut? M-ai împins în motor. Eu? Cum aș putea să fac ceva? Nu am permis. Mânerul s-a blocat. Nu pot opri barca. Pescuitul este super! Abonați-vă pentru mai multe surprize și urmăriți Disney Channel!